Așa arată Rocco, girafa de 2 ani care este vedeta spectacolului din acest an a circului Americano Vargas. Organizatorii afirmă că reprezentația cu girafe de la Alba Iulia se constituie a fi o premieră în România, țară în care nu a avut loc până acum niciun spectacol de circ cu aceste impunătoare animale. Venim în fiecare an cu un alt spectacol, anul acesta cu Rocco, cum se vede prea bine. El este o girafă de 2 ani pentru prima dată în România și pentru prima dată la un circ în România girafă. Vom avea spectacol începând de astăzi, joi, vineri, sâmbătă și duminică, zilnic de la ora 18, zilnic de la ora 18, sâmbătă și duminică, două spectacole, unul de la 18 și unul de la ora 15. Prețul unui bilet pentru oricare din cele 6 reprezentații pe care circul le va susține în Alba Iulia variază între 25 și 40 de lei în funcție de loc. Pe lângă girafa Rocco veți putea admira și alte animale cel puțin la fel de interesante, dar și alte numere spectaculoase de acrobație cu artiștii circului. Rocco, hai spune-ne și tu ceva pentru telespectatorii Alba TV. Rocco, ce ne spui? Rocco. Ați înțeles, da? Să veniți la spectacol!